Primăria Chieș are în vedere atragerea unei finanțări europene care să permită dotarea cu aparatură electronică a școlii gimnaziale din comună. Școala gimnazială Chieș urmează să fie dotată cu un sistem de supraveghere și alarmare, dar și cu calculatoare și imprimante, conform unei declarații a primarului comunei Chieș, Leontin Chiș. Avem un proiect, suntem acum în discuții pentru a primi o finanțare prin POR, pentru dotarea școlii gimnaziale din Chieș cu aparatură electronică, cu calculatoare, cu imprimante, cu tot ce ține din punct de vedere electronic, cu sisteme de supraveghere, sisteme de alarmare și credem că vom găsi înțelegere și sigur și acolo trebuie din nou procedurile, trebuie întâi lucru pe care l-am și demarat, să facem întăbulare, că acum se cere extrasul de carte funciară, nu mai suficient monitor oficial, cum era până în urmă cu 2 ani de zile. Cum a trebuit extras de carte funciară, am început procedurile, a venit expertul, a făcut ridicările topă și a început să facă demersurile pentru a trece la întăbularea construcției, a terenului care e aferent așa ceva și credem că s-a va găsi și sursa de finanțare, fiindcă din sătă promite că sunt bani europeni și noi nu-i atragem. Eu aș vrea să mă străduiesc, în limita posibilității, să găsim orice sursă de finanțare pentru aia ceva. Așadar, școala gimnazială din Chiești va fi dotată cu aparatură electronică de îndată ce se va identifica și obține finanțare europeană prin POR.